Doamna și domnule, bună seara, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării aici pe Metropola TV. Invitatul meu în această seară este un om cu o memorie extraordinară, un pasionat al biografiilor, mai puțin romanțat, aș putea spune. E vorba de scriitorul, memorialistul și publicistul Dan Ciachir, pe care mă bucur să-l întâlnesc în studioul Metropola TV. Bine ați venit, domnule Ciachir. Bine v-am găsit, domnule Turcescu. V-am propus pentru astăzi să plonjăm împreună într-o epocă pe care o știți foarte bine, despre care se vorbește mult, despre care însă aflăm de fiecare dată tot soiul de lucruri extraordinare, mai ales, cum spuneam, pentru că dumneavoastră ați sondat de-a lungul timpului și ați scris volume pe această temă. E vorba de perioada interbelică, de lumea interbelicului românesc. O lume uneori idealizată, alteori criticată puternic, sunt tot soiul de nuanțe, dar un lucru este cert și vorbeam chiar înainte de emisiune. A existat o elită românească în acea perioadă, una de care ne amintim de cele mai multe ori, chiar și în contexte politice complicate, dar nu numai politice. Ne gândim la un Ionescu, ne gândim la tot pleiada de scriitori din perioada interbelică și de asemenea și la relațiile lor cu lumea politică. Era o lume fascinantă, nu? Desigur. Acum, noi avem, ca să spunem așa, deținem un soi de record. În epoca interbelică, de fapt și înainte de epoca interbelică, savantul, omul de știință, disprețuia ziarul. El se exprima în analele Academiei și așa mai departe. Ei bine, cine răstoarnă această situație? Nicolae Iorga, care devine ziarist și proprietar al ziarului Neamul Românesc, citit numai pentru editorialul lui, că asta făceau, îl citeau și după aia sau decupau. Ei, pe urmele lui sunt doi oameni care fac același lucru. Vasile Pârban scrie. Ei, poate nu era propriu zis ziarist ca Iorga, ci publicist. Iar apoi apare Nae Ionescu, care se și mărturisește un ucenic al lui Iorga. Neculai Iorga, cum îi scrie, Neculai Iorga. Și pe care abia până anii 38 apare o neînțelegere între ei. Era foarte importantă, cum să spun, activitatea asta publicistică în perioada dintre războaie, poate chiar și înainte de primul război mondial, adică ziarele aveau o influență foarte mare asupra lumii politice, asupra lumii românești în general? Da, pentru că ziarele de partid nu contau, erau bani aruncați. Presa are o putere și inventivitate. De pildă, ziar bogat, Universul, avea un corespondent la Roma și îi furau de multe ori alte ziare cu depeșele, telegramele, corespondențe. Și atunci face următorul lucru. Își instruiește corespondentul și spune, dă-mi, trimite-mi, că le furau de la poștă, trimite-mi trei pagini cu titlul A muri papa. Că atunci nu era televiziune sau radio, 1910, cam așa. Și sigur că ea să și repet și a murit papa, să fac de râs după aia. Incredibil. Da. Adică și imaginație ca să spun așa. Și, dar era o lume în care, cum să spun, știau să citească cei din marile aglomerări urbane. Sigur. Dar la periferie era și mult analfabetism. Ăia ce făceau? Aflau ceva din ziare? Aflau din ziare aruncate. Sau din ce strigau ziariștii care vindeau ziare? Da, pentru că eu de asta evit cuvântul jurnalist. Eu încă am apucat... Da. Jurnalistul fiind ăla care cărea cu ieșadă cu cârca într-o mușamadă asta de plastic, așa că stând și de 60 de ani lângă Universul, 100 de metri, și încă mai ea, nu era demisia guvernului, dar nu știu, să ieftinesc, adică mai striga știri și... Dar
Iarăși un lucru foarte interesant, îl știu de la Dumnezeu să-l odihnească, domnul Șora. Așa. La un moment dat, vin niște ziariști de stânga, din Franța. Nu știu, de la Les Echos, de la... poate și de la L'Humanité, care era ziarul Partidului Comunist. Și petrec aici o săptămână. La un moment dat, într-un restaurant, cine stătea la amândoi la masă și beau și prețul, Alexandru Sahia, om de stânga, da, și Emil Cioran, de dreapta. Dom'le, și când audă ăștia, când, adică le rezonează numele, uite, colegii noștri, cum zice, dar ăștia beau împreună în loc să se urască. Exact, nu, da, dom'le, în gazetă polemizăm, dar omenești, mie mi se pare o chestie, un creștinism de care n-a dat dovadă nicio una presă. Una e alta, e alta. Una alta, mai mult. Sahia îl împrumuta pe Cioran cu bani, că era mai econom, fusese călugăr, mai... Deci, dar ăia erau cum spumegau, cum e posibil una ca asta, cu luna ca asta. Acum, dacă tot am ajuns la Sahia, da, el a făcut o vizită în URSS la un moment, da, dat, nu? Și adică... când a rămas... zgudui de ce a găsit acolo și l-au convins, nu știu ce, domnule, nu scrie, taci din gură, că ca, vezi dumneata cauza, da. Adică la Sahia deprimat... a găsit acolo o lume absolut îngrozitoare, exact, da, așa, și în volumul pe care l-a scris a atenuat foarte mult... A atenuat sau n-a mai scris decât... Sau n-a mai scris. Nu, mi se pare, n-a mai... Da, URSS azi mi se pare URSS că e... azi, da, este, da, da, da. L-am acasă, l-am, da, găsit în biblioteca bunicilor, că erau cărți, deci, care se cumpărau... Uitați, ia o chestie cu stânga și dreapta. Da. Selin, care era, da, la opusul ideologic al lui Sahia, la fel a rămas. Uh-huh, uh-huh. Deși ruși au crezut că dacă fac un contract de traducere și îl plătesc regește, gata, nu. A fost un om de, uh-huh, de caracter. Uh-huh. În perioada respectivă, între război, o figură centrală apare, chiar dacă unii în momentul de față sigur l-ar vrea îngropat în uitare, ca să zic asta. Este Nae Ionescu. Da. Peste Nae Ionescu nu se poate trece. Dumneavoastră v-ați aplecat cu mare atenție asupra personajului Nae Ionescu, care e de o complexitate aparte. E un om care a vrut să facă și politică, a creat și o școală de gândire, era și un ziarist de temut la un moment dat, a avut și un soi de caracter, hai să spunem la ora asta, îi spunem un caracter monden. Relațiile lui foarte amoroase, sigur, relațiile lui în lume, apariția lui Nae Ionescu în orice societate, că era vorba de un ceai sau că era vorba de o tribună electorală, năștea pasiuni, controverse. Nu, știa... Deci, el era un monden. Uh-huh. Dar, pe de altă parte, părea să-l fi citit pe Baltazar Gracian, uh-huh, cele 300 de aforisme, care eu nu mă despart de ele de acum 50 de ani. Ce spune Baltazar Gracian? Prezența scade faima, absența o mărește. Mm. Și mie mi se pare că este valabil și... În mai răruț că e mai drăguț. Exact. Da, așa, românește, mai bun, așa. Da, așa. Da. Și să ne gândim un lucru care stă mintea în loc. Mm-hmm. Care nu e o ficțiune. Profesorul Cristian Troncotă, într-adevăr specialistul numărul 1 în servicii secrete, mm-hmm, a găsit că... Știți că avea o casă la Băneasa, i-a confiscat-o Antonescu, a făcut vilă de protocol de nea, cum a făcut lui Nae Ionescu, da. Lui Nae Ionescu, cum același lucru a făcut și cu Palatul Prințului Nicolae de la Snagov. Și Nae Ionescu, de ce a primit acest cadou? Pentru că l-a trimis Malaxa și a negociat importuri de minereu de fier, uh-huh, în numele lui Malaxa. Interesant. Păi, asta nu știam. Păi, da, sigur că... Da. Adică relația lui Nae Ionescu cu unul dintre puternici, vorbesc de cei mai tineri, Malaxa era un industriaș de o putere financiară extraordinar de exact mare. Da, da. Exact. Și un om foarte sobru. Uh-huh.
Îi face un portret Mircea Vulcănescu, care spunea că cumpărase toate conștiințele românești. În același timp, la moartea lui Naio Ionescu pe 15 martie, și mă rog, a fost îngropat probabil două zile mai târziu la cimitirul Belu, Malaxa a trimis, sau a adus, dar eu cred că a trimis, o coroană de flori pe care n-am să uit expresia lui Petre Țuțea. Înaltă cât o sondă. Mă dați seama. Asta. Or, ce se întâmplă, de fapt, nici nu avem nevoie să caute tovărășia cercurilor mondene, câtă vreme el stătea toată ziua la Palatul Regal. Corect. Unde îi se spunea tata Noe, nu Naie, tata Noe. Tata Noe, exact. Precum cel cu... Dincolo însă de relația lui cu Carol al II-lea, el fiind și un mare susținător la revenirea lui Carol al II-lea și așa mai departe, dar dincolo asta, de ce era atât de important Naio Ionescu pentru intelectualitatea românească interbelică? Erau mai importante, să spunem, relațiile lui cu lumea politică sau erau foarte importante opiniile pe care le exprima în gazetă? Nu. Întâi, el este filozof și gazetar. Uh-huh. Din 1900, parcă... Deci, Titus Ienacovici, omul, un industriaș, care finanța și neamul românesc al lui Iorga. Și el și-a dat seama că o să revină pe tron Carol al II-lea. Nu Naie. Mm-hmm. Interesant. Nu. El a luat-o ca o chestie de asta, o iluzie. Deci Argeteanul numea pe Naie Eternul iluzionist. Și ce se întâmplă? Carol al II-lea era un om totuși interesant, adică mi-aduc aminte că, nu știu, am scris un medalion când colaboram la secția română a BBC-ului și directoarea Ruxanda Obrejă zice, ce da, zice, regele ăsta a iubit, adică el a avut și în latura asta. În plus, vă referiți la relațiile lui cu persoanele de sex feminin? De sau sex feminin, nu. I-au plăcut. Da. Nu, dar chiar a fost... Era un crai, ca să spunem așa. Nu numai, că de ăștia se prăbușesc, craii. Craii, înțeles. Da, uh-huh. Exact ca ăia. Intră în pușcărie ăia cu averi mari și cu multe decorații, nu micluciu. Așa. Da. Deci, pe de-o parte, de ce l-a trăit lucrurile astea... Era o minte care era plictisită de un anumit conformism intelectual. Interesant. Carol al II-lea? Carol al II-lea. Și se vede că în jurnalul lui mai poftea câte un om de cultură și odihnă la masă. Uh-huh. Sigur, nu tete-a-tet, cum făcea cu Naie, care era un om foarte frugal și nu bea alcool deloc. Deci, nu e o boemă și... O și spune într-un curs. Uh-huh. Și eu n-am venit, ce am lipsit, am absentat, cum zice el, de la niște lecții, pentru că n-aveam ce să o spun. Uh-huh. Zice, eu nu beau vină deloc. Nu spune alcool, nu beau. Dar dacă aș bea, n-aș pune apă în el. Interesant. Adică nici nu le punea apă. Iertați-mă, s-a spus, Naio Ionescu, înțeleg și vreau să-mi spuneți, dacă se confirmă acest lucru, că la prelegerile lui ținute la universitate se rupeau amfiteatrele, adică se duce, venea lume din diverse, nu numai din anul la care preda, și din alte facultăți. Bineînțeles, dar spre cinstea lui nu avea un renume de ăsta de fotbalist. Uh-huh. Adică domnul Vandes și oamenii pe care i-a format. Da. Vulcănescu, Noica, Elian, în primul rând. Da, că, da. El l-a învățat pe Elian de să meargă în Orient. Să meargă în India, asta vreau să spun. Cum? La sugestia lui Naionescu? La sugestia lui Naionescu.
care nu erau mai puțin creștini. L-a mirosit, ca să zicem așa. Are... Mi-a spus, du-te acolo. Să... Tot așa cum la un examen i-a cerut carnetul lui Mircea Vulcănescu, n-aia grifona ceva și zice, uite, ți-am dat 10 ca să, fără să te ascult, ca să nu-ți închipui că știi ceva. Incredibil. Da. Fabuloasă. Da. Acum, dacă tot ați ajuns la Mircea Burcu, o să ne întoarcem la Nea Ionescu. Da. Dar cum vi se pare că astăzi, la ora la care vorbim, toată această, haideți să spunem, pleiadă de minți iluminate din perioada interbelică, este pusă la colț, e pusă pe coș de nucă, în ceea ce îl privește pe Mircea Vulcănescu, dar nu numai pe el, chiar și pe Nea Ionescu, da. Sigur, le sunt aduse acuzații de antisemitism, care... unul în bună măsură se justifică, se verifică. Nu știu să spun asta acum, dar știu că era o lume în care clocotea genul ăsta de... Întâi că Naie era un om foarte urban și era în cele mai bune relații cu directorii de ziare de stânga din Sărintar. Uh-huh. Așa încât lui se atribuie niște lucruri. Deci nu există o... A făcut o prefață la... Mă, cred că, nu știu dacă... La Moța sau la Marin. Lucruri care îi recunoaște și Călinescu în istoria literaturii. În care nu spune nimic. Adică nu există un text al lui și lui Carol când s-au certat. I-a fost foarte greu să-l... bage la Jilava, unde Naia a luat zainul în țait ființă și timp de Heidegger și că râdeam hohote de parcă l-ar fi citit pe Caragiale. Da, adică când era toată lumea, ește și azi, medunată, nu mai spun că fabuloasă, germana pe care o vorbea el. Deci, adică ființă și timp al lui Heidegger se părea subțire, ca să zicem Da. Ca... Ei, după două zile însă l-a scos Carol, că s-a dus nevasta lui Maria, așa, nu Maria, pardon, mi-am uitat numele, la Iorga. Și Iorga l-a convins pe Carol, îi fusese profesor, Iorga lui Carol al doilea, să-l scoată și să nu se face. Nu se poate să... Nu se poate să-l ținem pe gratis. De fapt, nici el, nici când a fost în lagărul de la Miercurea Ciucă și Iliade, nu a avut o incriminare. Aici s-a... E, asta voiam să vă întreb. S-a cam asemănat cu comuniștii, Carol al doilea în situația asta. De ce? Că nu-i convenea câte unul, îl trimitea puțin să... la izolare? Nu. Asta a fost deja înesprisă situația. Suntem în 38. Da. Ce se întâmplă? Nai nu a fost în mișcarea legionară. Adică să aibă, nu, adică o adeziune, n-am spus, domnule, ăsta este, cum a făcut Cioran, profilul. Dar a văzut ca ideologul mișcării legionare. Era prost văzut, pentru că ideolog s-a lăudat Nichifor Crainic, țiganul, că este așa. Ori, el a fost ideologul lui Vulcănescu, mai puțin alu noi, ca că... mă rog, noi, ca era două... Ideologul mai sau mai degrabă mentorul, da, omul care la care... Mentorul acestora și mai sunt Petru Manoli. Era mentorul unei generații întregi, domnule. Da, păi de aia generația interbelică spui Nae Ionescu. Dar niciodată n-a confundat Nae Ionescu catedra cu ziarul. După ce se întoarce la catedră în 4 ianuarie 34, cred, sala era plină că așteptau să zică ceva. N-a zis, unde absolut am rămas data trecută? La Pascal, uite că și un Pascal poate să bată. Deci, absolut... Totuși vreau să vă întreb, de ce credeți că, din perspectiva acestor acuzații care îi se aduc astăzi lui Nae Ionescu, spre exemplu, nu se judecă cu aceeași măsură, să spunem, și, haide să, cum să spun, textele lui Iorga,
apropo, da? Care uneori erau mai vitriolante decât cele ale lui Ionescu în ceea ce privește... Evident. Pentru că a spus-o foarte frumos în documentarul ăla făcut de producătorul și regizorul Radu Găină. A spus-o Sorin Lavric. Așa. Că ghinionul ăla e că stânga e la putere ideologică. Mi-aduc aminte de o frază în Franța, zice, economicește dreapta, a fost cu totul, da, intelectualicește stânga a câștigat. Chestiune partida. Care se întâmplă și azi. Se întâmplă și azi, dar... Trăim într-o lume în care ideologiile de stânga sunt mai puternice, parcă, decât cele de dreapta. Da. Mai ales în epoca asta a neomarxismului. O zic nu, eu. Nu, dinainte. Nu? Bine, nu, dinainte, da. Dinainte, da. Dinainte anii 60, pentru că această stângă propulsa artistul și intelectualul. Mm-hmm. Când a venit aici Yves Montand cu nevastă să... Da, da, da. Mm-hmm. Actrița Simon Signoret erau... Pe cine au vrut să vadă? Pe Ana Pauke. Da, ea era... Mari, da, 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 da. De ce? Se revendicau de la același filon doctrinar. Erau da, acolo. Și i s-a răspuns că îmbătrânește liniștit. Însă ea nu mai avea nici măcar drept de semnătură la o traducere. Mm-hmm. În 1957, când... Deja când, era... Când vine, da, și da, era pe altă... va muri în 1960, că a scăpat... Când a murit Stalin, ea era în arestul securității. Mm-hmm. Două luni de zile și nu știu cine a spus. Păi în 58 scăpaserăm de trupele rusești de păteritor. Nu, asta vorbim de 53. Că unii care îl înjură pe domnul Șora Săracu, care a pus admiratorul lui Naie și ce... Cum, domnul Șora a fost admiratorul lui Naie? Păi de mine, mai cu mai mult, a reușit... Stați, domnul Șacher, că eu acum plonjez în confuzii. Și student și admirator. Iertați, da. Deci... Bașora este trimis la cum să spun la NKVD la asta, după care noi să spuneți că a fost admiratorul lui Naie Ionescu, după aceea aflăm că a venit și a lucrat la cabinetul Anei Paucăr. O clipă. Da. Afirmația asta care am formulat-o eu, o găsiți și în Dicționarul General al Literaturii Române editat de Academie. În timpul studenției, ea are profesor preferat pe Naie Ionescu și pe Mircea Eliade. Ăsta era domnul Șora. Domnul Șora. Așa. Domnul Șora care, cum să spun, a dat două interviuri. Unul în revista bisericească Tabor, despre Naie, ogiindu-l, unui publicist foarte cultivat pe nume Siladi, și a mai dat un interviu pe aceeași temă, pe stat în Tabor, l-am, că scriu de 10 ani număr, cea mai elegantă revistă bisericească înființată de Anania și... Bartolomeu Anania, de Bartolomeu, mitropolitul Clujului Maramureș. Și acolo a dat un interviu când, domnul Șora? Până în 95. Ah, deci anii 90. Anii 90 și mai e ceva. Păi după anii 90 s-au mai schimbat. Ieri am căutat și m-am prefuit mâinile. În 1989 eu aveam o rubrică de revista revistelor la Cristoiu, care și el a și spus pe blogul lui că datorită mie s-a apucat să-l citească pe Naie, că într-o zi de 30 septembrie deci e, dar domnul Șora, Dumnezeu să-l odihnească, a scris în revista Orizont, deci în ultimul an de dictatură ceaușistă, despre Naie, pozitiv. Și eu am... Păi să pute. Și uite, dacă știam, luam, nu am Orizontul, dar partea din Cristoiu, care e Cristoiu, e un domn, nu e un stângi. O chestie de asta, chit că a trecut, că... Vorba lui, eu nu joc table cu șoferul ca fruntelată la Lucea. Așa. 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 Și mi-a lăsat acolo, s-a ajuns să privească cu mai multă seninătate epoca interbelică,
și pomenesc și pățuțea că, bă, eu te omor pe tine, ne-ai băgat acolo pe toți, bravo, mă. Și, de pildă, iată ce spune domnul Șora de Nae Ionescu. Mm-hmm. Deci, mm-hmm. Nae Ionescu, nu un gândit. Asta este. Credeți, domnule Ciachiri, așa, din experiența dumneavoastră, ales că aveți o memorie fabuloasă și ați reținut și elemente de biografie extraordinar de importante pentru ce înseamnă lumea românească, măcar a ultimului secol despre care vorbim noi acum. Totuși, credeți că e posibil ca un om, uite, ați dat de exemplu domnului Șora, să aibă de-a lungul existenței sale tot soiul de contorsionări din ăsta, de la stânga spre dreapta, de la dreapta spre stânga? Pentru că, sigur, poți fi la un moment dat, să zicem, în tinerețe, poți fi de stânga și apoi spre maturitate, cum zicea Tuțea, trebuie să te duci și spre dreapta, nu, că nu, cu stânga nu poți să-ți faci și cruce. I s-a atribuit lui Tuțea, ci lui Vaida Voievod. Da. În realitate, butada asta aparține unui om politic suedez, nu știu în minte numele, și sună așa. Dacă până la 30 de ani, nu știu dacă 30 sau 4, până la 30 de ani n-ai fost de stânga, înseamnă că n-ai inimă. Dar dacă de la 30 de ani în sus n-ai fost de dreapta... Înseamnă că n-ai minte. N-ai cap. Da, n-ai cap. Deci, asta. Acum, ce se întâmplă? Întotdeauna fructul oprit, de pildă cine citește poemul ăla, super poem de dragoste al lui, de fapt roman în versuri al lui Pușkin, Evgeniu Onegin, să întâie cu niște versuri, nu le știu pe de rost, dar primul e, o, oameni strănepoți, a Evei, nu, ce obișnuit vă place vouă, și că el protagonistul până asta, Pușkin, se înșelase Pușkin, Onegin, până asta. Or, evident că eu vă spun, pentru mine Marx e anticristul sau un reflex al lui, că nu e chiar. Și am reușit să trec pentru o facultate fără să citesc un rând. Nu pot să cred așa ceva. Păi ați făcut filologie. Am făcut filologie. Și nu era obligatoriu la un moment dat în anii ăia? Nu mai era, pentru că era. Eu am început facultatea. Am înțeles, da. Nu mai. Și mi-a plăcut, eu care, nu rog, l-am detestat pe Ceaușescu, i-am dorit și moartea. Dar când a povestit istoricul, și pot să spun marele istoric, Florin Constantiniu, că la un moment dat a venit Burtică, Cornel, da, Burtică, care fusese ambasador la Roma, și l-am și cunoscut la barbă acasă, am urcat și vino să te prezint domnului Burtică și eu, excelență, doamnă, i-am popat mâna. Și barbă săracul s-a golit sângele. Bine, bine, du-te la tine. Și după aia, păi, ce știi că le-a plăcut? Păi zic, asta cu tovarășe, cu ce le spui dumneata, ce secătură e. Barbu, Eugen Barbu, care nici el nu fusese un comunist din prima. Dar a fost un om de dreapta. El a fost un om de dreapta, da? Ca și taică-su, da, care a moștenit un... De altfel, dacă... Ia auzeai vocea lui Crevedia, ziceai că-i Barbu. Deci asemănarea era... Păi să spunem, Nicolae Crevedia, da, tatăl, da, Barbu nu era, era copilul din Flori, da? Păi al lui Nicolae Flori? Crevedia. Dar Zaharia Stangu, când venea vorba, Barbu nu știa niciodată, zicea Crevedia. Am înțeles. Că erau da, antagonici, da. Și... Din păcate, Barbu a făcut... lucruri, cum să spun, urâte de... Da, de... categoric. Da. Și sigur că la a doua sticlă de vin, când era cu oameni care îl știau, spunea, bă, dacă ar fi fost timpuri normale, trebuia să am două edituri, o tipografie și așa. Și însă, cum să zic... Știți ce vreau să vă spun? Și a făcut da, el. Da. În 53-54, când a văzut că nu vin americanii, asta știu de la Dumnezeu să-l ierte, Pavel Chihaia, care au fost foarte, foarte apropiați, i-a invitat la o masă. El era corector la Casa Scântei și câștiga foarte mult, că lucra, avea o deșterită. Da. Și a spus, dragi prieteni,
americanii nu mai vin, m-am hotărât să mă dau cu ăștia. Care spus Barbu, da? Voi le-a spus da. Celor care erau, da, care erau la colaboratori, masa aia. Da. Nu, nu erau colaboratori, el nu era, el nu era decât un corector în casa scânteii, când se întâmpla asta, până 53-54, deci avea 29-30 de ani. A stat, i-a așteptat pe americani și o dată le-a spus, bă, ăștia nu mai vin. Ăștia nu mai vin, da, eu am hotărât să mă dau cu ăștia. Cine vrea să rămână? Ăsta era exact ce voiam să vă întreb. Cum o fi fost, domnule Ciachir, această, nu știu, glisare, dacă vreți, a conștiințelor, dinspre dreapta sau dinspre lumea aia interbelică, știu ce, către stânga? Credeți că pentru unii dintre, a fost dramatică pentru unii din, uite, arghezii, de exemplu, da? Uite Sadoveanu, uite, adică credeți că pentru ei a fost o chestiune care s-a făcut așa, uite cum povestiți despre Barbu, dar Barbu era nimeni la momentul da, respectiv, bă, da? Nu era unul. Ăștia totuși care erau grei, Călinescu, de exemplu, n-a avut, pare că nu, Călinescu pare că nu i-a fost atât de ușor, da? Altora însă pare... Vai de mine, nu? Se duce, jurnalul Hudiță. Secretar general al PNC și profesor și istoric, mai mult decât onorabil. Și se duce și îi spune, domnule coleg, înțeleg de ce îl admiră lumea pe Maniu, e cu tare, eu de acum înainte îmi dau votul numai lui Maniu. Și cine îl înjură după aia pe Maniu, hai să nu spun plagiindu-l, dar... inspirându-se de niște articole, una e, le-am recunoscut, că, și Călinescu mi-a plăcut, deci nu pot să și i-am citit publicistica. Da. Ce se întâmplă? Sau lucruri de-astea s-au mai întâmplat. Deci vă că oameni precum Nichifor Crainic și Radu Gir încep să, de pildă, Crainic îl înjură în glasul Patriei pe Cioran, secătură, nu știu. Ce nu schimbări, e, ce răsucire, ce contorsionări. Că, uitați, eu am mai spus, eu nu l-am pomenit niciodată numele lui Ceaușescu până în 89, că da, după da, aia, da. Al nevestii și al lui Marx. Dar nici nu eram un om să tragă cineva de mine ca să... De obicei, și am văzut. Dar cine scria, domnule Ciachir, în revistele astea toate și în ziarele vremii, cine scria textele alea omagiale? Era un, cum să vă spun, erau oameni care... Nu prea au fost, noi vă referiți, acum tot ne-am întors la epoca interbelică. Nu, mă refer la momentul de după instaurarea lui, după urcarea lui, după începerea cultului personalității lui Ceaușescu. Vă întreb pentru că ați fost în lumea publicisticii și știți foarte bine. Era, cum să spun, înțeleg că era, pentru unii era o corvoadă, dar erau și din ăștia care scriau cu mare plăcere și cu bucurie? Ăia cu plăcere erau amatori, ca să fie publicați. Aha. Să-și vadă numele? Să-și vadă numele. Și acum am auzit că sunt nebuni de ăștia care își plătesc volume, care, sigur, în alt plan, nu că se laude. Cum adică își plătesc volume? Ce fac? Adică costurile. A, și să eu scoată și o carte. Dumneavoastră scoatem o carte, nu scoatem. Adică nu se duc la editură, da, nu se duc la editură să zică, domnule, sau să le fac o ofertă editura. Nu, că cum a fost o editură, Litera, n-ați apucat. Ba, da, și în comunism, știu, nu. Da, comunism. Și aia din comunism, nu știu. Păi aia din comunism ce era, puteai să te duci acolo să plătești să scoți o carte de versuri sau un roman, da. Sigur că ăla s-a uitat cenzorul, dar bătai cum despre lună, despre iubită, despre stele păceri și a fost era pentru stat. Și mie Dumnezeu să-l ierte, mi-a dat la referat câteva cărți de-astea pseudomanuscrise Petre Ghelmes și se plăteau 200-250. Bun, și de ce ăștia care scriau și îi pupau pe tovarășul și pe tovarășa, le scriau pentru că voiau să-și vadă numele acolo? De pildă, Marin Preda nu a scris niciodată. Și el le spunea, domnule, duceți-vă la Barbu, el e ziarist, eu nu sunt scriitor. Da. Și nu aveau ce să-i fac. Eu cred că la un moment dat, de pildă, nu știu ce volum de Incognito i-a apărut Barbu și dădea dedicații și parcă îl văd sus acolo cu etajul, Eminescu 50.
un leu mi-au dat mama lor de bandit. Era gata, nu știu, era 16-17 lei la librărie. Și... Care a fost cel mai bogat scriitor din România, domnule Ceachir? Omul care, Marin Preda, este cel care a încasat cei mai mulți bani? Nu, pentru că cei mai bogați au fost, poate, Barbu, Titus Popovici. Eugen Barbu, Titus Popovici scria scenarii de filme. Păi, de acolo și Barbu. Și Barbu la fel. Și Barbu la fel. Hailuciul Șapte Cai, toată seria aia cu Florin Piersi și cu Marga Barbu, care era soția lui Eugen Barbu. Da. Așa. Ce se întâmplă? Preda n-a făcut decât un film sau două. A, deci banii ieșeau din scenariile de film. Scenarii, păi, dacă asta spun era. Că acolo era și stabilit, nu? Un cum se spune, un film era... Sigur, pentru alții erau piesele de teatru, cum era dramaturgul de partid și de stat Baranga. Chestii simpatice. Da, piesele astea, ușurele. Ușurele. Cu activistul de partid care venea cu o glumiță de șantier. Spunea maestru Constantin Dinulescu că a luat 2 ani, un mare actor, Puiu Iancovescu, Ion Iancovescu, că a intrat în cafenea la cap și a... momentul în care stătea la masă în braserie la cap și momentul în care intră Barangă, domnilor, s-a petrecut ceva epocal, dar astăzi în Uniunea Sovietică curentul electric e gratis. Și Puiu Iancovescu zice, dar cu ce preț? Excepțională, da. Ce preț. Ce replici erau. Da. Bine, astea erau, sunt și pomenite și acum o grămadă de astfel de replici, că au rămas. Au rămas și nu s-a mai produs. Moartea lui Marin Preda e încă un mister. Dacă a fost... Nu. Dacă a murit... Dacă îl citiți pe Cezar Ivănescu... Dar să spunem așa, ca să, pentru cei care ne privesc, nu? A fost găsit, prăbușit într-o cameră dintr-o vila Uniunii Scriitorilor. S-a spus despre el că l-ar fi omorât securitatea, s-a vorbit la acel moment. Da? Există un text al unui om care a trăit în un mare poet, Cezar Ivănescu. Cezar Ivănescu, da. El a editat Casia Maria Spiridon, scriitor care mi-a fost și editor, sunt și colaborator la Convorbiri Literare. Uite, când ne vedem data viitoare, o să caut să vi-l dau. Și el spune, pentru mine mi s-a părut viața lui Preda la fel de tristă ca a lui Barbu. Că îmi spunea Barbu, uite, nevastă mea de-abia așteaptă să mor, să mă moștenească. Marga Barbu? Da? Așa mi-a cumpărat-o, așa o vând. Așa. Și apropo de chestia asta, în noaptea în care a murit Marin Preda, eu am stat la Coș, la Coasa Oamenilor de Știință, 6, mi se pare 16 spre 17 mai, cu el. Și au venit niște, s-au așezat doi actori. Cum dumneavoastră ați fost cu o noapte înainte la masă cu... În noaptea respectivă, la Coș, am fost Casa cu Barbu, de Știință, cu Casa Oamenilor și am stat până pe la 4 dimineața. Și era și Marin Preda acolo? Doamne, iartă-mă! Mă rog, știți că mi-a spus odată Adrian Marino, Dumnezeu să-l ierte, zice, domnul Ceachir, nu te preocupa, nu te îngrijora că vorbești mai încălcit. Da. Că zice, așa era Ivasiuc. Vorbea bine și scria prost. Așa că la dumneata. Așa. În noaptea aia, eu am stat cu el la Coș, că e actorul Repan și actor bun, actor fin. Și încă unul. Și o fată de acolo, din admirație pentru Repan, pentru Barbu, a stat, Alexandru Repan, a ținut acolo, masa la care stăteam sub castanii aia. Și țin minte că am făcut doi pași cu Barbu, casa lui era la nici 100 de metri și m-am întors acasă. Și a doua zi m-am dus să iau reviste, în 100 de metri distanță, și una din dactilografe care vorbea la telefon,
Făcea niște semne cabalistice să nu plec. Și ea mi-a spus, uite, a murit Marin Prena. Și de momentul ăla, bărbu, n-am mai băut cam o lună și jumătate. Pentru că Marin Preda, haideți să o spunem, a murit după o comă alcoolică, înnecat în propriei vomă. Exact. Despre asta a fost vorba? Exact. Da. Asta mi-a spus și mie Dan Claudiu Tănăsescu, medicul și prietenul lui. Și e un om de foarte. E un sfârșit foarte, cum să spun. Vedeți, niciodată nu ne închipuim că niște oameni cu minții mari, ajung să aibă la un moment dat niște destine atât de tragice, pentru că aproape că își bat joc de propria... Domnul Turcescu. Lor cereți că pentru astea, cartea lui Cezar Ivănescu. Da. Sau o să vorbesc eu cu Casian. Și când am citit, ce am citit acolo. Eu niciodată nu. Este o biografie a lui Marin? Nu, o relatare, este o relatare, un interviu. Ce spune, de altfel, are toată dreptatea să susțină Cristoiu, că Marin Preda a fost singurul scriitor respectat de Ceaușescu. Așa încât nu putea să-l omoare securitatea. Și asta cu omorât una, două, se spune că a fost omorât bietul patriarh Codim, avea 84 de ani și făcea pe el. Nu, ce să mai... Asta scrie secretul Duvelicu, secretarul lui particular. Nu, dar imediat dacă se întâmplă ceva... el a fost în felul lui un personaj tragic, pentru mine marele scriitor al României a fost și a rămas Petru Dumitriu, care nu face cât cronică de familie, în primul rând, dar și Pasărea Furtunii și Înconito în străinătate pe care l-a scris. Și a murit de plăcere când domnul Aurel Rău a făcut un număr în 1990 despre... El mi-a publicat inițial gânduri despre Nae Ionescu în 3 sau 4 numere din Steaua și după aia m-a întrebat la telefon, domnul Șaghir, da, să mai colaborăm. Și uite, noi pregătim un număr despre Petru Dumitriu. În câteva zeci de minute cât a durat dialogul nostru de astăzi și mai avem câteva minute din el, dumneavoastră ați, așa ca un pictor care se grăbește și are repede un penel, ați pus în o sumă de nume în atenția celor care ne privesc, ați zugrăvit, ați făcut câteva crochiuri despre o intelectualitate românească fecundă în multe dintre etapele din ultimul secol. Eu mă întreb de ce avem sentimentul ăsta azi, la ora la care discută, vorbesc de societatea românească în general, că aparținem unei culturi minore, că am avut și noi niște inși care au scris cât de cât pe aici, pe acolo, că lumea intelectuală românească a fost împărțită între fasciștii, antisemiții, securiștii, așa. Nu e nimeni care să vină să vorbească... E vorba de altceva. Despre ce? În două domenii s-a produs o continuitate. Așa. În ăla cultural, după Mircea Eliade Cioran, Petru Manoliu, Noica, venea acel Mihai Rădulescu, care a fost coleg ca atașat delegație cu Alexandru Paleologu. Așa. Gândiți-vă la Petru Creția, care e un cap. Deci a existat o continuitate. Biserica a avut la rândul ei o continuitate. Încă mai. Unde n-a mai fost continuitate, monarhia. Vedeți diferența? Da, interesant. Nu am gândit niciodată la... perspectiva asta, da. Da. Acolo s-a rupt. S-a retezat. S-a retezat. Și sigur unii au păstrat sentimentul. Și spuneți că de aici consecințele stării astea? Nu. Depresie națională? Nu. Depresie națională nu este. E depresie mai mult de presă de scandal. Și negreșit că după 90, atâtor oameni care au fost ținuți și pe brațe, nu vreau să dau nume. Da. Când văd că ei sunt înlocuiți cu Nae, cu Cioran, cu Eliade, sigur că nu le pică bine. Da. Care ăștia nici măcar nu sunt
cum să-i spun, cu democrația, să trăiască România, steagul și democrația. Erau două versuri ale unui poet. Așa. Da. Da. Odată ar trebui să facem niște despre enormitățile proletcultismului, care le găseai și... V-aș invita la o ediție împreună cu domnul Cristoiu, dacă da, da, care, la care încă n-a publicat acea operă a lui de mii de pagini, da, despre proletcultismul român. Dar marele, mă rog, Baconski, care a fost model, scrie într-un poem de ăsta, Fluviu. Tatăl domnului Baconski de azi. Da, la Frasinii din Răscruci. Mai treci o noapte și mai treci o zi. Se ascute lupta dintre clase, iar chiaburii se arată a fi elemente tot mai dușmănoase. Incredibil. Da. Deci astea erau... Astea erau sau Beniuc. Pe unde mă întorc, pe unde trec, pe unde mă duc, că lumea se întoarce și optește. Acesta e poetul Mebeniuc, care știe 7 limbi și rusește. Incredibil. Este ceva de... Incredibil. Acum, dacă tot ați deschis capitolul ăsta în 2 minute, cât mai avem, da, sau așa, vreau să înțeleg, oamenii ăștia scriau de ce? Pentru că urmăreau niște avantaje, credeau. Care era explicația, domnule Ceachi? De pildă, Beniuc, da, toate profesorul Troncot a descoperit, a fost la cenzura presiei, dar cum ar, militare, cum ar fi cenzura, da, securității. Deci asta a fost și figura lui, așa l-a descris Petru Dumitriu în randevou, în întâlnire la judecata de apoi, ca pe un pitic de la curtea lui Gingis Khan. Că, într-adevăr, și acum, după 50 de ani, mă ustură, că mi-a întins mâna, stăteam cu alții în curtea Uniunii Scriitorilor, mă duc, da, să iau 200 de lei pe o poezie de la caserie, și a trebuit, și nu știu, mi-a rămas... Asta nu, ce, mâna cu Beniuc? Că am bea mâna cu Beniuc, că nu mă, atât, adică tuturor, nu s-a putut. Nu s-a putut. Și mai ales că... Și aveți sentimentul ăsta că ați atins o chestie pe care... Scârbuie, incredibil. Mai bine de un asasin de dea mâna. Da. Păi șoferii, când a apărut romanul lui Petru Dumitriu, acolo era personaj, pe Beniuc îl chema Gherasim Nițeluș. Și șoferii între ei se strigau, că aflaseră de la șefii lor, Vasile, dă-ți Volga, că uite, vine Nițeluș acum cu pobeda și trebuie să... Că fusese președintele... Descriau pentru bani toate aceste... Și pentru bani și pentru că e obișnuința asta, că ești cunoscut. Și ce am auzit, mă rog, n-am verificat, că Beniuc n-are cruce pe mormânt. E unul din puținii români care... Incredibil. N-a vrut să aibă așa ceva. N-ai vrut să aibă. Da, n-a vrut să aibă și... Da. A fost... De cine vă e cel mai dor, chiar dacă nu l-ați cunoscut, dar l-ați cunoscut citindu-l, sau, mă rog, dintre acești oameni luminați, să spunem, dar din ce... Din cei nu i-am cunoscut. Da. Petru Dumitriu, care atunci când a primit numărul închina lui, consacrat lui din Steaua, mi-a spus, domnul Aurel Rău, cine-i Dan Ceachi? Un tânăr eseist. Spune acelui tânăr că din toată revista ta mi-a plăcut cel mai mult ce a scris el. Băi, asta e o satisfacție. Iar dintre cei pe care i-am cunoscut, între Țuțea și Paleologul, pe amândoi aș pune. Țuțea, personaj? Da, uită mine. Nu personaj. Nu. Un om care, cum să spun, gândea cu capul lui, care reținea niște lucruri și care avea o vorbă atât de plastică. L-ați întâlnit în anii 80 și 70. Primele cuvinte că mi-a spus, când mi-a făcut Dance Mihăilescu, omul cu carte cronică, la Când moare o epocă, mi-a spus că a scăpat secretarea de platou Pixu pe jos. Primele cuvinte pe care le-am auzit eu de la Țuțea au fost: Marx era un onanist. Intram în casa... Da. Doamnei Neagu și a lui Mihai Neagu, fii marelui urolog omonim, și el era acolo îngrijit, medicamente, lucrurile astea. Și întâi, dar mă treceam în camera aia să mă prezentam, dar nici nu m-am luat în seamă, nu contează, dar asta,
Marx era un onanist, domnule, cu tare. Da, dragă, noroc că... Mulțumesc foarte mult, plăcere, domnule Dan Ciachir. A fost o bucurie. Eu zic să fi fost doar primul episod dintr-o, nu i-aș spune cronică de familie, i-aș spune cronică despre familia... Cronică românească. Cronică românească, da? Să facem niște episoade, pentru că poate deschidem și altora măcar apetitul de a citi, iată un Petru Dumitriu, da? Da? De a studia ceva mai mult despre perioada interbelică. Sunt lucruri care s-au mai spus unele, dar unele parcă se șoptesc din, cu voce din ce în ce mai scăzut. Că oamenii n-au citit, urechea este, da, organul preferat al românului. Corect. Ne revedem mâine seară, doamnelor și domnilor. Să aveți o noapte liniștită.